Se spune că orice e bun costă. Prețul nu e musai în bani, căci poate fi vorba de efort sau efecte secundare. Și mă refer aici la cum devin mâinile după ce curățăm nuci verzi. E vremea nucilor, iar tentația e mare. Puține sunt delicatesele care pot concura cu dulceața de nuci verzi. Dar miezul de nucă se și mănâncă pur și simplu. Se spune însă că e bine să fie bine fărămițat, altfel, stomacul nu reușește să-l digere. Având în vedere că nucile conțin proteine, este indicat să le consumăm seara sau înainte de somn, dacă dormim după masă, deoarece proteinele se asimilează mai bine când organismul se relaxează. Nu se consumă cantități mari de miez de nucă. Doza recomandată este de 4 până la 7 nuci. Dacă fructele sunt apreciate în bucătărie, frunzele de nuc sunt de ajutor în tratarea ori prevenirea unor afecțiuni, dar și la prepararea unor tratamente cosmetice. Frunzele de nuc sunt considerate o parte importantă a medicinei naturiste românești. Sunt tixite cu substanțe cu proprietăți uimitoare. În frunzele de nuc se regăsesc taninuri elagice plus o varietate de derivați de naftochinonă, cărora li se adaugă acidul cafeic, acidul ascorbic, glicozidele flavonice și o cantitate redusă de ulei volatil. Pentru ca proprietățile lor benefice să fie resimțite la cel mai înalt nivel, frunzele de nuc se culeg tinere, la începutul verii, fără codiță. Ulterior, trebuie puse la uscat, într-un spațiu răcoros și bine ventilat, după ce au fost rupte în prealabil. Mai târziu pot fi adunate și depozitate în săculeți de pânză ori de hârtie. Cu toții știm că frunzele de nuc pot fi folosite cu succes ca tratament împotriva căderii părului, dar și pentru a colora discret părul șaten, căruia îi conferă o strălucire arămie aparte. Tratamentul pentru podoaba capilară implică folosirea frunzelor de nuc verzi, proaspete. Se pun 5 litri de apă într-o oală, după care 5 mâini de frunze verzi de nuc. Fiertura obținută se lasă lărăcit și se aplică după spălarea părului, lăsând-o să acționeze în special la rădăcini. Infuzia de frunze de nuc este un ajutor de nădejde și în îngrijirea tenului gras. Se folosește de asemenea pentru boli ale sistemului digestiv, contribuind la îmbunătățirea digestiei, dar și la tratarea unor afecțiuni precum enterita, gastrita și inflamațiile intestinale. În plus, infuzia de frunze de nuc este utilă în diabetul zaharat, hepatite, icter, candidoze, leucoree, rahitism, intoxicații cu metale grele, incontinență urinară. De asemenea, decoctul de frunze de nuc poate fi folosit pentru a trata arsurile solare, dar și alte probleme ale pielii, precum dermatita sau acneea.